M-am lovit de multe ori în viață de sintagma asta, nu poți, nu o să reușești, vezi de păturica ta, să zic așa, dar eu în sufletul meu întotdeauna am simțit că se poate mai mult de atât. Și nu înțelegeam de ce eu, conștient, îmi propun să fac niște lucruri, vreau să nu fiu într-un anumit fel, dar de fapt ajung să fac și eu exact lucrurile acelea pe care eu le resping. Viața noastră se decisă cu mult înainte Uh, ca noi să devenim conștienți de deciziile pe care le luăm, și dacă te spune că este decisă de modul în care te-au crescut ai tăi sau de anumite lucruri care s-au întâmplat când tu erai în copilărie, s-ar putea să nu-ți dau lumea peste cap. Dar dacă ți te spune că viața ta a fost decisă cu mult înainte ca tu să te naști, s-ar putea să fie o informație care uh, o să te levească exact cum a lovit și pe mine. Uh, sunt anumite lucruri care ne condiționează sau care ne uh, duc într-o direcție sau alta în viața noastră, lucruri care ajung să ne controleze dacă nu suntem conștienți de ele. Înseamnă asta că nu avem liber arbitru sau că nu putem să avem control asupra vieții noastre? Nu. Înseamnă doar că trebuie să devenim conștienți de ele atunci când luăm decizii, tocmai ca deciziile noastre să devină conștiente. Salutare, sunt Cristian Stan, autorul cărții arta de a te iubi și... Uh, astăzi o avem invitată pe Anca Moraru, uh, cea care a devenit și a conștientă de modul în care poate era controlată de anumite lucruri despre care urmează să vorbim acum, uh, cea care a devenit conștientă de deciziile ei și cea care a putut să ia sau să preia control asupra vieții ei. Uh, bună Anca și bine ai venit la podcastul Arta a TV. Ce faci? Bună Cristian și bine te-am găsit. Îți mulțumesc pentru invitație, chiar sunt onorată. <gă> că sunt invitată ta astăzi. Um, ce aș putea să spun despre mine um, eu sunt Anca Moraru, sunt astrolog nu fac din totdeauna ce am făcut și ce fac astăzi a fost un drum lung frumos, dar și greu aș putea spune până am ajuns în acest punct și da ai perfectă dreptate și eu de-a lungul vieții mele până am ajuns în punctul ăsta adică nu am reușit să asimilez 100% în trecut lucrul ăsta până ce viața m-a condus în anumite experiențe care să-mi facă foarte clar lucrul ăsta că suntem conduși de anumite dinamici subconștiente și inconștiente cu mult timp înainte să ne naștem și în timp ce te ascultam mi-a venit în minte un citat din Carl, din Carl Jung care zice că până în momentul în care tu nu-ți vei face inconștientul conștient, el îți va conduce viața și tu vei crede că ăsta e destinul tău. Uite, mi se pare foarte tare că e fix modul în care și eu simt că am trăit până la 21 de ani în inconștient, pe pilot automat, fără să-mi dau seama de ce făceam foarte multe lucruri, aducându-mă oarecum în cuval, să zic așa. Și în momentul în care am devenit conștient de greșelile pe care le făceam, cred că asta a fost prima chestie care a, a, a sărit oarecum așa în fața mea, mi-am dat seama și de soluțiile pe care le aveam la îndemână și ce anume a trebuit să schimb ca să ajung acolo unde îmi doream, și cred că în felul ăsta am reușit și eu să ajung în probabil același punct în care probabil ai ajuns și tu și în care sperăm să ajungă toți cei care urmăresc acum podcastul. Ai spus că nu ai făcut asta dintotdeauna. Poți să ne povestești puțin din povestea ta și cum anume s-au transformat lucrurile în viața ta. Eu știu o mică parte, cred, o foarte mică parte. Uh, tocmai de asta cred că sunt și eu curios în momentul de față. Da, păi uh, povestea mea, să zic așa, într-adevăr a început în uh, momentul în care am început să mă pregătesc pentru Academia de Poliție. L a fost un momentul în care eu am început să realizez uh, că noi putem mai mult decât credem noi că putem. În pregătirea mea pentru Academia de Poliție, atunci, eu cred că am întâlnit mulți profesori de sport care mi-au spus că nu o să reușesc, că este absolut imposibil să trec acele probe sportive. Adevărul este că nu făcusem deloc sport până okay. în acel moment. Și m-am lovit de multe ori în viață de sintagma asta, nu poți, nu o să reușești, ai vise prea mari, eu, eu, vezi de păturica ta, să zic așa, dar eu în sufletul meu întotdeauna am simțit că se poate mai mult de atât. Și tocmai aceste refuzuri din partea oamenilor din jurul meu, din mediul în care am crescut, m-au făcut să fiu o persoană care nu avea încredere în ea. Și ăsta e un aspect în care, la care eu încă lucrez în momentul ăsta, la încrederea mea în sine. Okay. Și pot să spun că m-am apropiat de mine cu adevărat doar în momentul în care am început această călătorie în subconștientul meu. Și să mă întorc puțin în trecut, da am dat la Academia de Poliție, pe atunci mi se spunea că intră acolo doar ăștia cu pile. <laughs> Așa am reușit, am intrat, am intrat acolo, după care, din nou mi s-a spus că nu pot să fac și muzică. Eu fac și muzică când, când de la șase ani. Uh, nu Mi s-a spus că nu pot să fac și muzică și să fac și poliție. Ei bine, le-am făcut pe amândouă. Am uh, avut o trupă cu care am cântat uh, mai mulți ani, dar uh, eu tot timpul am avut sentimentul ăsta că vreau să ajut, că vreau să fac ceva pentru oameni. Tocmai de asta m-am și dus către poliție. Am mers și către muzică, dar nu am simț... tot timpul am simțit că ceva lipsește, ceva era acolo care nu. nu da. făcea clicul acela. Hmm? Și uh, astfel a început o călătoria mea, pentru că mi-am dat seama de anumite lucruri pe care eu le-am văzut acasă la părinții mei, și pe care, deși le-am respins toată viața și spuneam că eu nu o să fac așa, am ajuns să fac și eu. Și nu înțelegeam de ce. Eu conștient îmi propun să fac niște lucruri, vreau să nu fiu într-un anumit fel, dar de fapt ajung să fac și eu exact lucrurile acelea pe care eu le resping. Și astfel a început călătoria mea. Am început să fac foarte multe cursuri, să citesc foarte mult. Nu știam de ce fac lucrurile acelea. Pur și simplu viața m-a condus și m-a condus, mi-a dus anumiți oameni în calea mea care să mă facă să mă descoper, să înțeleg cine sunt, până în momentul în care am ajuns să fac astrologie. Nu știam că o să fac asta, adică pur și simplu era o pasiune a mea. Simțeam. Avem o prietenă care era astrolog și eram fascinată. În momentul în care eu m-am dus prima oară la ea și îmi spunea atâtea lucruri despre mine, lucruri pe care eu le simțeam, dar. Le ținem acolo așa, pentru mm -hmm. mine erau ascunse Cumva toate fricile mele, că eu îmi pun o mască Că de fapt eu nu am încredere în mine Foarte multe lucruri pe care cumva persoana respectivă mi le-a spus Și uh, am hotărât să fac un curs de astrologie Pur și simplu pentru mine, habar n-aveam că sunt bună la asta Nu știam că o să profesez și că o să fac ceea ce fac acum Și în momentul în care eu am început să studiez uh, această ramură, efectiv eu am putut să înțeleg, a fost primul moment al vieții mele când eu am putut să înțeleg de ce aveam acele blocaje okay. și a fost primul moment în care eu am putut să am încredere în mine. Deci a fost prima oară în viața mea când eu am ajuns să simt cumva că, că înțeleg totul. Înțeleg de ce am anumite comportamente, înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri și, obținând acea încredere în mine, -am, cumva am apropiat foarte mult de sinele meu, de cine sunt eu cu adevărat. Am înțeles care este misiunea mea și pur și simplu am pus la un moment dat un anunț. Tot viața m-a condus să fac și lucrul ăsta, pentru că aveam foarte multe frici, să pun o postare prin care eu spun că ofer acest serviciu. Și atunci, în 24 de ore, am avut peste 100 de oameni care mi-au scris că vor acest serviciu și așa a început tot. Adică eu nu mi-am făcut nici marketing, n-am făcut absolut nimic, pur și simplu m-am dus pe drumul meu mm -hmm. și viața m-a luat prin surprindere. Și eu încă, și în momentul de față, eu sunt copleșită de ceea ce se întâmplă, că deja nu mai fac față cu programările, dar se întâmplă ceva, ceva ce e mult mai presus decât mine. Adică eu simt și în momentul în care fac o consultație, efectiv simt că nu sunt eu cea care vorbește mm -hmm. acolo. Mm -hmm. Și este prima oară în viața mea când eu nu mai am frici, pentru că eu și în momentul în care cântam, în momentul în care voiam doar să deschid gura, îmi venea vocea, îmi venea în minte vocea părinților, profesorilor, a tuturor oamenilor care spuneau nu poți, nu știi, uh, nu știi să cânti. Mie, tocmai de asta, și pe partea asta muzicală, eu când cântam singură în casă, cântam extraordinar, dar în momentul în care eu ieșeam și cântam altundeva, mi se pune aici un în gât și nu mai puteam să fac, pentru că aveam un blocaj foarte puternic pe comunicare și îmi suna această voce, nu poți, nu știi. Și în momentul în care am reușit să-mi fac această hartă care nu are absolut nicio legătură cu viitorul în principal, ci are o mare legătură cu trecutul, cu istoria părinților tăi, cu istoria sufletului și o să vorbim astăzi și despre karma și despre multe alte lucruri și despre traumele transgeneraționale. În în care eu am realizat lucrurile astea, că de fapt fricile astea nici măcar nu sunt ale mele, e și povestea mamei mele, care și ea cântă și are voce, dar părinții i-au spus că nu o să poți să faci asta, i-au interzis să facă asta, nu o să faci, o să mor de foame, chestii de genul ăsta care au fost foarte puternic înrădăcinate în ADN-ul nostru la nivel familial. Plus, partea de poliție. Foarte interesant că am ajuns să înțeleg de ce am, am ales poliția, deși nu-mi plăcea și fugeam de lucrul ăsta, foarte târziu, de-abia acum câțiva ani. Și de ce am ales poliția? Pentru că tot așa a fost o dinamică subconștientă prin care eu îmi onoram linia tatălui meu. Okay. Eu am aflat doar acum câțiva ani că bunicul meu a fost prizonier și în primul și în al doilea război mondial. Um, bunicul meu, fiind prizonier acolo, um, știu că a fugit la un moment dat, a evadat și a venit în not din Germania până la noi în țară și l-au prins fix când aproape a ajuns acasă. Deci a fost pe partea asta de a lupta. Mm -hmm. Tatăl meu, la fel, a fost în armată și el, tocmai ca să onoreze această dinamică a luptei. Am ajuns și eu să dau la Academia de Poliție, să fiu ofițer de poliție, să lupt. Deși, eu, când mă duceam acolo, mă simțeam efectiv ca într-o cușcă, mă simțeam încorsetată, simțeam că nu-mi place ceea ce fac. Și, efectiv, mă simțeam ca o prizonieră în propria mea viață, exact cum a fost și bunico. Și, în momentul în care, într-o sesiune terapeutică. Plus, și în harta mea astrologică am văzut lucrurile astea, am reușit să integrez lucrul respectiv. Ăla a fost momentul în care eu nu am mai simțit să fiu acolo. Și oare de ce ajungem să onorăm această linie familială uh, pe care o vedem uh, poate în bunic, în tată, decât să onorăm instinctul nostru? Pentru că tu ai spus că instinctiv. Unul dintre motivele pentru care ai ajuns la poliție era pentru că tu simțeai că poți să ajuți, că ai ce uh -huh. să oferi. Uh, însă poate nu găsiți cea mai potrivită metodă de a face asta Așa. și în același timp simțeai că vrei să cânti, simțeai că vrei să, să arăți lumii că poți să faci asta uh, dar în același timp existau anumite blocaje care veneau din partea celor, uh, celor din jurul tău. Cumva ajungem într-un punct în care punem mai multă valoare pe cei din jurul nostru, pe ce își doresc ei de la noi, sau ce-și au dorit ei de la ei înșiși ce și și-au transmis asupra noastră, cum a fost poate povestea bunicului tău și apoi a tatălui tău? De ce crezi că nu este atât de greu să ne urmărim instinctul și ceea ce simțim că reprezintă cine suntem noi cu adevărat? Da. O să te surprindă răspunsul meu din iubire. Okay. <hânt> și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care în sistemul nostru familial a existat o traumă foarte puternică. Vorbim despre o traumă de război, în cazul de față. Cum sunt eu, am mai cunoscut multe alte persoane care au, au avut situații asemănătoare. În momentul în care cineva în familie se simte singur, este o traumă atât de puternică încât simte că nu poate să o ducă de unul singur, pur și simplu se transmite mai departe ca altcineva să reușească să o proceseze și acel om să nu mai fie singur în durerea lui. De asta, pur și simplu, astea se transmit. Și avem anumite dureri, traume, care și-au sursa în viața asta și e foarte ușor să le gestionăm. Pentru că e vorba despre viața noastră, chiar vorbim într-o hartă astrologică despre sistemul solar uh, inferior, interior. Okay. Deci vorbim despre planete care sunt aici aproape de pământ și aproape de Soare, care ne gestionează activitățile de zi cu zi. Adică ceea ce fac eu, unde mă duc, ce job aleg și așa mai departe. Astea sunt ușor de gestionat. Dar sunt și anumite traume transgeneraționale pe care noi le putem vedea prin planetele din sistemul solar exterior. Sunt planetele Saturn, Neptun, Jupiter, Pluto. Intrăm poate prea repede în, în asta. E bine. Așa. Care, în momentul în care ele sunt afectate, Creează niște dinamici atât de puternice încât nu ai cum să te opui. Pentru că ești tu și sunt în spatele tău foarte mulți oameni care au suferit, care au avut atât de multă durere, și din punct de vedere energetic, ei încă sunt încorsetați acolo, încât pur și simplu trebuie să vină cineva ca să-i elibereze. Și atunci te duci și tu pe calea asta, ajungi să simți durerea aia, și la un moment dat. Pur și simplu simți că nu mai pot și încep să cauți, să înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri. Uite, să mai dau un exemplu, exact pe aceeași palieră, și n-aș fi crezut niciodată că asta este cauza. Um, tatăl meu, tot pe aceeași filieră, pentru că vorbim despre zona asta de război și n-am înțeles de ce, avea un sistem nervos mult mai sensibil. Și eu am decis la un moment dat că eu nu o să mai fiu ca tata. Adică l-am respins pe tata, partea asta din el, care pe care noi oricum o avem în ADN-ul nostru uh -huh. și în momentul în care eu l-am respins pe, pe el, ce am făcut? De fapt am respins și o parte Simțe. din mine da. și în acel moment eu am început să mănânc compulsiv. Ce se întâmpla? Eu în momentul în care mâncam mă decuplam. Tata la fel, în momentul în care avea o ieșire el de fapt avea o decuplare el nu realiza ceea ce făcea și exact la fel aceeași agresivitate am avut-o și eu față de mine adică pur și simplu mă decuplam și de ce? Chiar bunicul meu care a fost prizonier, el a suferit de foamete. Adică acest bunic pur și simplu nu, nu avea ce să mănânce, nu avea dreptul la mâncare. Și chiar acum am fost acasă acum câteva zile și am aflat că era născut fix la două zile după mine, adică înainte de mine, adică fix tot capricorn ca și mine. Deci efectiv sunt niște tipare care se tot repetă și se tot repetă. Și de ce zic că de multe ori suntem poate prea mici în fața acestor acestui inconștient. Sufletul, în momentul în care se desprinde din divinitate, din viață, el are anumite tipare, anumite lecții pe care el are, are ca misiune să le învețe aici, pe pământ și își va alege familia cu care va rezona vibrațional cel mai bine pentru experiențele prin care el va avea de, tre de trecut. Care are nevoie să treacă da, da, okay, da, okay, da okay, tocmai okay. ca să-i dea um, adică prin aceste experiențe îi va da niște învățăminte de mm -hmm. care el are nevoie ca să poată să, ev să evolueze e, pentru e, că e, până e, la urmă asta e misiunea sufletului pentru asta venim aici, ca să evoluăm Mi se pare interesant că fix asta vorbeam și cu Alexa înainte doar că ne-am referit doar la uh, faptul că un suflet sau sufletele când ajung cele care rezonează foarte mult cu contrastele cu alb, negru în alt scund de parte aproape vin pe pământ pentru că rezonează cu planeta noastră și au nevoie la început în primele săptămâni de când își aleg corpul, adică embrionul și corpul bebelușului să-și aleagă sexul, care să fie masculin sau feminin exact ce îți povesteam înainte că am vorbit despre asta și spunea că la fel Motivul pentru care fac asta este pentru că trebuie să înveți anumite lecții pe care să le ia, să le folosească după aia în călătoria sufletului mai departe. Uh -huh. uh, mi se pare foarte interesant că se leagă oarecum cu. mă rog, se leagă perfect de fapt cu, cu ce discutăm uh, în momentul de față și mi se pare în același timp puțin. Uh, nu știu ca ai zice nedrept, dar mi se pare confuz. Pentru noi, ca oameni, să purtăm această greutate și această suferință care, teoretic, nu ne aparține, dar care vine din urmă și ajunge, la, ajunge în cărca noastră. De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că mă gândesc că totul are un scop, da. totuși, și de ce suntem noi aceia care, nu știu, găsim, poate, soluția sau motivul pentru care purtăm asta, și poate, nu știu, suntem noi cei care. Reușește să șteargă suferința, nu știu de ce crezi că se întâmplă asta. Păi, uh, ideea este tocmai asta: că ne aparțin aceste lucruri. Okay. Și aici vorbim despre karma. Noi avem aceste lecții pe care vom avea să le învățăm în această viață, dar întotdeauna răspunsul este în trecut. Și uh, noi avem la bază trei uh, lucruri care, să spun așa, ne în momentul nașterii. Istoria sufletului nostru în viețile trecute, anterioare, okay. care este o istorie foarte vastă, încă cred că știm foarte puțin despre acest subiect, pentru că vorbim despre suflet și despre reîncarnare și istoriile sufletului și anumite instincte pe care noi le avem prin prisma experiențelor trecute, deci vorbim despre suflet, sufletul care își alege vibrațional familia cu care rezonează din punct de vedere al lecțiilor și vorbim despre viața asta. Deci sunt trei căi prin care noi, um, trei dinamici prin care noi reușim să evoluăm în această viață și în această experiență pe care noi o trăim acum. Bun. Și um, în funcție de această karmă, care înseamnă și care face referire la experiențele trecute din viețile noastre trecute, vom veni aici ca să o eliberăm. Vor veni oameni din trecutul nostru. Tocmai pentru ca noi să ajungem la un echilibru. Karma are la bază o familiaritate. Ca și în viața noastră de zi cu zi, alegem lucruri pe baza familiarității. Chiar uh -huh. și oamenii pe care, de care ne îndrăgostim, pe care îi iubim, seamănă într-un fel sau altul cu mama, cu tata, vin și ne aduc niște dinamici cu care noi suntem deci familiarizați. Uh -huh. Și practic, dacă tu într-o altă viață, dau și cazul meu, am luptat, am fost în război, am fost... Foarte mult pe front, și lucrurile astea se văd într-o hartă astrologică. Mi-am ales o familie în care să am parte de foarte mult conflict în prima parte a vieții, să am parte de foarte multă suferință și îți poți da seama de karma unui copil în funcție de familia unde se naște. Poți să-ți dai seama de karma unui copil și în funcție de trăirile mamei pe durata sarcinii. Pentru că momentul, momentul nașterii este un moment foarte important. În viața noastră ca și adulți Pentru că primul succes al vieții este nașterea Ok Deci copilul a reușit să vină în planul acesta Fizic Și primul succes al vieții Asta e nașterea În funcție de cum este nașterea Multe dinamici deja se formează Prin prisma acestui, acestei acțiuni Nașterea Ce anume putem să ne dăm seama La naștere Sau în funcție de, de nașterea pe care o are mama de exemplu, dacă mama este la un pas de a, pierde, de a pierde sarcină, găsim adultul de astăzi care de foarte multe ori se apropie de moarte. Poate să aibă anumite accidente, poate să aibă anumite situații uh, emoționale iar și prin care să simtă această moarte. Sau dacă mama este la un pas de a muri, el, copilul vine din prima cu un sentiment de vinovăție foarte mare. Și atunci el va considera că nu merită să primească lucruri bune de la viață, va fi tot timpul cumva grijuliu, stai să nu deranjezi, stai să. Și asta se va vedea pe toate palierele vieții. Deci, oare cum copilul devine conștient, fără să fie neapărat conștient. Da, e despre... un instinct. Mm? E un instinct și tu nu înțelegi de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și de asta uh, foarte multe persoane care vin la consultații fără să mi spună nimic, eu le spun anumite lucruri, anumite sentimente și în sfârșit reușesc mamă, deci de asta am eu uh -huh. sentimentul ăsta constant că nu, că nu aparțin sau că vine cumva să am anumite predispoziții mai anxioase, mai depresive. Au foarte mare legătură și cu momentul nașterii, are legătură cu ceea ce am simțit ca și copil în burta mamei pentru că în momentul în care noi suntem în burta mamei, noi suntem ca un burete efectiv, care absoarbe toate stările mamei, tot ceea ce simte mama. Deci, cumva, latura asta noastră emoțională deja se formează în vârta mamei. De asta, momentul nașterii, în funcție de semnul zodiacal în care tu ai luna, eu la asta mă uit. Ce luna, înseamnă asta? Luna arată memoria noastră subconștientă și um, partea emoțională, afectivă, pe care noi ne-am format-o în timpul sarcinii. Okay. Și copilul și alege să se nască exact Bazat pe dinamicile pe care le-a simțit în burta mamei, care se pliază la perfecție cu ceea ce uh, sufletul uh, rezonează și are nevoie să învețe, astfel încât să fie o anumită dinamică pe care tu o vei trăi toată viața până în momentul în care o vei conștientiza, care este mesajul ei și o vei elibera. Și da, avem această karmă, care am spus că de fapt are o mare legătură cu familiaritatea. Și atunci eu voi fi atrasă instinctiv de anumite lucruri, nu o să știu de ce. Pur și simplu o să ajung în anumite situații, în anumite dinamici. Și uh, în momentul în care eu reușesc să conștientizez lucrurile astea, atunci, uh, pe lângă faptul că încep să lucrez la mine și să eliberez lucrurile astea, poverile astea, volovanii mm -hmm. pe care îi port după mine și care nici măcar nu sunt ai mei, at de-abia atunci pot să-mi trăiesc propria mea, via propria mea viață. Deci tu încă din, încă din momentul nașterii tale ajungi să fii controlat sau să ai anumite predispoziții, exact cum ai zis tu, lastere anxioase, poate depresie sau sentiment de vinovăție sau sentimentul că nu ești destul de bun, fără să fi avut neapărat o contribuție în a avea lucrurile astea, nici măcar nu ai avut o interacțiune cu anumite persoane din viața ta încât să spui că ok, este urmarea mediului în care am trăit sau... Pur și simplu așa m-au tratat oamenii, tu vei cu acest bagaj. bagaj, da, adevărat, bagaj pe care îl porți în spate până de fi conștient de el. Da. da. Crezi că majoritatea oamenilor devin conștienți de lucrul ăsta? Pentru că mă gândesc că de la un punct încolo lucrurile devin din nou foarte familiare pentru tine, foarte cum să zic, contextuale, adică tu te obișnuiești cu contextul în sine, încât nu poți să înțelegi, înțelegi suferința, o simți, dar simțind constant o suferință, până la urmă te obișnuiești cu ea, ajungi să o iei ca parte din normal, ajungi să zici, ok, asta e viața, e viața de căcat, așa se întâmplă. Crezi că majoritatea oamenilor ajung să-și dea seama de acest bagaj emoțional? Care mie personal acum, când din ce îmi spui, mi se pare mult mai ascuns decât acel bagaj oarecum semiconștient pe care l-ai uh, din copilărie, din felul în care te-au tratat, ai tăi sau lucruri de genul. Mi se pare că sunt niște lucruri pe care, dacă nu-ți le spune cineva, nu ai cum să le conștientizezi. Da, da. Păi devenim din ce în ce mai conștient și ai punctat foarte bine mai multe lucruri, adică traumele noastre sau durerea noastră sau anumite dinamici, că nu e neapărat să fie vorba despre o traumă acolo. Pentru un copil și faptul că nu primește mâncare și stă mm. și plânge și simte acea foame și acea durere care e poate și lipsa mamei, pentru el este o traumă. Deci vorbim despre anumite tipare care se formează și exact cum ai spus și tu, sunt unele care se formează în viața asta. Se formează din dinamicile tale cu anumite mm. persoane care sunt mai ușor de a le integra, sunt mai ușor să le depășim. Dar sunt și anumite dinamici care... -i foarte greu, cu oare, oricât încerci tu să faci ceva, parcă nu nu reușești. Da. Și astea vin la nivel transgenerațional, dar și de la nivel de suflet. Dar încă un lucru, nu întâmplător ție ți se întâmplă toate lucrurile astea. Tu ai venit aici ca să echilibrezi. Karma are la bază legea echilibrului. Okay. Adică orice ce eu ofer în lumea asta, întotdeauna se va întoarce la mine. E bazat pe legea echilibrului care există și una... Una dintre legile pe care și prin care funcționează acest univers. Adică, dacă eu am făcut ceva și tot ceea ce vine în viața mea în momentul ăsta are la bază ceva ce eu am făcut în trecut, adică nimic nu vine întâmplător. Și acea persoană care vine în viața ta și care te rănește și care te face să suferi, e de fapt o persoană care vine să te ajute, care vine să-ți arate în interiorul tău e pur și simplu oglinda ta. Deci cumva de aici vine ideea de totul se întâmplă cu un scop. Da. Uh, la un moment dat, în timp ce vorbeai chiar acum spre final, pentru că am de realizam o chestie. Uh, Apoi cred că doi ani, am citit o carte care se numea Suflet Nelănțuit. Uh, o carte care mi personal mi s-a părut extraordinare. Uh, Vorbea despre subiectul suflet, un lucru pe care nu l-am găsit în nicio carte până atunci, tot ce citeam pentru mine era informație nouă, cum de altfel și conversația asta pentru mine, tot ce îmi spui este informație nouă, dar explica foarte bine, te, foarte practic ce este sufletul și cum anume putem să-l identificăm și spunea că mintea noastră conștientă, așa cum suntem noi acum, nu poate să, să perceapă sufletul, noi suntem conștienți, prin intermediul ego-ului în sensul că egoul nostru este cel care e alături, care gândește în mintea noastră, a cărui voce o auzim pentru că chiar spunea că dacă tu ai gândi cum de ai auzit-o tu ce gândești, înseamnă că altcineva cumva vorbește acolo și tu ești cel care aude și tocmai acela care aude acel martor constant care e acolo este sufletul care observă totul pentru că în timp ce vorbeam mă gândeam ok, dacă sufletul vine în funcție de familia cu care vibrează cel mai mult, a care e karmă, oarecum o cunoaște sau o înțelege, vine acolo pentru că știe că acea familie ar putea să-i creeze contextul de care are nevoie ca el să-și ducă la bun sfârșit sau să-și echilibreze karma, înseamnă că sufletul știe înainte să vină pe pământ ce are de făcut. Dar oarecum din cauza faptului că intră în interiorul corpului, probabil corpul are mai multă putere aici pe pământ, bănuiesc, habar n-am, nu mai poate să comunice neapărat cu ego-ul sau cu eu știu, mintea conștientă și încercam să-mi dau seama acum dacă oare cum tu ai simțit că ai o predispoziție către a ajuta oamenii prin instinctul tău, prin sinele tău, tău interior, dacă crezi că și noi ca oameni, pe lângă faptul că viața ne tot servește anumite evenimente, ba oameni, ba experiențe, ba nu știu cum care să ne ajute să conștientizăm cel puțin asta, dacă crezi că și acest instinct sau eu, sine, a, din interiorul nostru, dacă este oarecum acea voce a sufletului care încearcă să ne spună totuși că trebuie să mergem într-o direcție sau alta. Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun, bă, în sfârșit m-am ascultat pe mine. Uh -huh. Și gen fix chestia asta. Da, da, păi ai punctat foarte bine. Avem uh, un corp fizic, acest corp. Avem un corp mental, gândurile noastre, dar avem și un corp emoțional. Și sufletul vorbește prin prisma emoțiilor, sentimentelor. Ăsta este limbajul sufletului, ceea ce tu simți. Corpul acesta mental este unul limitat. Nu are puterea să perceapă în cuvinte 100% aceste emoții, pentru că sunt lucruri diferite. Mintea se ocupă cu gânduri, mm -hmm. sufletul se ocupă cu emoții, cu simțiri, cu aceste percepții, acel acel sentiment pe care tu l-ai în interiorul tău și, într-adevăr, ăsta este sufletul care, de fapt, în momentul în care vine în corpul nostru uman, sufletul are o putere atât de mare încât mintea este mult prea limitată ca să poată să-l înțeleagă. Mm. Noi, conștientul nostru, îl avem undeva în proporție de 5-6%. Subconștientul nostru, adică din creierul nostru, e 95%. Deci dacă noi, prin tot ceea ce facem în momentul ăsta și de când am născut și până în momentul ăsta, noi am folosit de-abia undeva 5% aproximativ, celălalt 95%, de fapt, e, cred că, mult mai mult decât am putea, efectiv, măcar să ne imaginăm. Nu, nu avem puterea asta. E mult, mult, mult peste ceea ce putem noi să percepem. Și da, într-adevăr, sufletul în momentul în care vine aici este limitat. Dar e foarte important să înțelegem că noi nu suntem un corp uman care avem un suflet, ci suntem un suflet care are un corp uman. Asta este o haină pe care noi am ales -o să o îmbrăcăm pe existența asta. Sufletul, la finalul vieții, această haină o lasă aici de unde a luat-o și merge mai departe în următoarea experiență. Și, și sufletul efectiv are înregistrat și înregistrează fiecare experiență pe care a avut-o. Deci, în momentul în care Sufletul s-a desprins din această divinitate, din această viață care pur și simplu există și a venit în dualitate, în. Practic, suntem uh, despărțiți unul de celălalt, este prima traumă a Sufletului. Prin faptul că s-a rupt de la Sursă. De la da. Sursă, de unde el este bine și vine aici să experimenteze tristețe, durere, furie, pentru că așa pur și simplu evoluează și, fiind o parte din divinitate, din viață. Și viața evoluează prin intermediul fiecărui suflet. De asta fiecare dintre noi este atât de important. Și ușor, ușor, în viața fiecăruia dintre noi apar anumite semne de întrebare. Fie că vrem, fie că nu vrem, apar deja anumite tipare și te fac să te întrebi de ce mie, de ce mi se întâmplă lucrul ăsta. Și undeva până la 27-30 de ani, pentru că viața noastră se... Uh, se întâmplă în cicluri. Deci viața noastră este formată din cicluri. Și, din punct de vedere astrologic, undeva după 27 de ani, în perioada asta, 27-30 de ani, tu ești din karma ta. ești din karma ta? Da. Okay. Atunci ai această posibilitate hmm. de a te întâlni cu destinul și de a simți anumite lucruri. Acum, cum noi deja am evoluat foarte mult la nivel de suflet și avem din ce în ce mai multă cunoaștere, din ce în ce mai devreme persoanele se rup din tiparele astea. Dar undeva cam aici, între 27 și 30 de ani este perioada în care tu te rupi de karmă mm. și mergi către darmă, către misiunea ta. Că te rupi de karmă înseamnă faptul că îți duci la bun sfârșit acel bagaj cu care vii, adică da. cu vase. Okay. Da, okay. da, okay. da. Și cumva reușești să ajungi la un echilibru. Depinde. Depinde ce faci tu, pentru că dacă vorbim despre karmă, nu vorbim deloc despre lucruri ușoare Pentru că vin în viața ta oameni care te rănesc uh -huh. Și tu ai, ai uh, această putere în momentul în care un om te rănește și vine și îți face rău Să închizi un ciclu karmic Și cum îl închizi? Prin faptul că reușești să ierți acea persoană, reușești să faci pace cu trecutul Dacă tu, la rândul tău, începi să-i faci și tu rău acelei persoane Tu redeschizi un ciclu karmic și vă reîntâlniți și vă reîntâlniți și de obicei, aceste suflete care vin și își fac foarte mult rău unul altuia, de la o viață la alta, la un moment dat, viața îi pune în uh, relația de părinte-copil. No. Pentru că este o relație de care nu mai poți să fugi. Ori, oriunde te-ai duce în lumea asta, mama va fi mama și tata va fi tatăl tău. Nu ai, nu ai ce să faci. Într-o relație de cuplu, te mai despărți, te căsătorești, fiecare se duce în altă parte a acestui glob. Dar în relația dintre părinte și copil, ai relația care te pune la treabă și te învață despre ce înseamnă iubire și ce înseamnă vindecare și e cel puțin și la mine ăsta a fost trigger meu. Și cred că mulți dintre noi avem această... Nici nu știu cum o să o descriu. Trăim anumite lucruri împreună cu părinții noștri, exact cum ai spus și tu, lucruri pe care ajunge să le respingem până la urmă și în momentul în care respingi ceva ce ține de părinții tăi respingi ceva ce implicit ține de tine pentru că părinții tăi, cum ai zis, fac parte din tine mm. uh, și cred că este o pozitare dificilă să fii pus în, în același în aceeași familie ca părinte copil cu un suflet cu care tu te-ai mai tot ce o de-a lungul timpului da. Da. Uh, din ce am înțeles, tot încerc să trag niște concluzii ca să, să mă asigur că înțeleg bine Uh, din ce am înțeles până acum, Sufletul uh, își alege familia pe pământ în funcție de modul în care simte că, uh, în modul în care le simte lor propria karmă sau propria vibrație, nu știu cum să explic. Karma mea, Sufletului meu. Sufletul, când vine pe pământ, am zis că alege o familie. Da. În funcție de. Rezonanța vibrațională între karma mea și karma okay. acelei familie. Adică să întregă. Uh, se uită dacă karma părinților este compatibilă cu misiunea pe care trebuie exact. să o ducă la bun sfârșit. Da, da, uh, da. Prin ducerea karmii la sfârșit. Și acum vin și întreb: uh, cât de important este relația dintre uh, copil și părinți? Dacă uh, Sufletul a știu din prima de ce alege părinții respectivi. Tu, ca și copil, având sufletul interiorul tău, dar foarte greu accesându-l, adică nu îți dai seama oarecum de, de de ce ai ales părinții respectivi sau că i ai ales, cum te influențează pe tine relația cu părinții tăi? Păi, prima relație a vieții noastre este relația cu părinții. Noi putem să percepem viața prin prisma relației pe care noi avem cu ei. Cum spuneam cu mama, încă din burta mamei, unde ni se formează partea asta emoțională și avem anumite lucruri, de exemplu, Chiar am întâlnit persoane care uh, aveau, uh, erau claustrofobice, uh -huh. și de fapt, în perioada sarcinii au avut o felul de probleme în care erau sănece în uh, lichidul amniotic, sau experiențe de genul ăsta pe care ei le au acolo subconștient, nu înțeleg de ce le au, dar pur și simplu le au. Așa, și revin la întrebarea ta. Cam am sărit de la un lucru la celălalt. Cum ne afectează relația cu, cu părinții? Da, da. Deci, prima noastră relație este relația cu. prima noastră relație a vieții este relația cu părinții, și aici ni se formează și stilurile noastre de atașament. Ok. Adică, în funcție de felul în care s-au comportat părinții tăi cu tine, tu îți crezi niște mecanisme ale tale prin care interacționezi cu această viață. Dacă tu ai simțit abandon din partea părinților tăi, chit că părinții tăi erau la muncă și lucrau foarte mult, și nu au fost acolo alături de tine, sau ție ți era foame, tu, de, tu deja îți dezvolți un stil de atașament anxios. Deci, contează de ce ai simțit, nu ce s-a întâmplat. Ce ai simțit uh, tu, okay. în primul rând, da, pentru că două persoane pot să treacă prin aceeași experiență, unul să o, o, să o perceapă și să o proceseze într-un fel, altcineva total în alt fel. În funcție de cine sunt eu, ca la nivel celular, ca la nivel de ADN, felul în care percep lumea. Ok. okay. Așa. Stai uh, că am sărit iarăși. Uh. Uh, era de stilul de atașament. Că, Așa. Mulțumesc că, mult. Că, că, că. <laughs> da. Uh, deci, dacă eu am simțit abandon în relația mea cu părinții, atunci voi avea un stil de atașament anxios. Dacă, din contră, am simțit poate prea multă iubire, poate chiar am fost stresat de faptul că un părintele a fost mult prea mult pe mine, eu deja îmi crez un stil de atașament evitant. Ok. Adică poate să fie asta una dintre cauze, pot să fie mult mai multe, dar eu cumva înțeleg iubirea ca fiind un pericol. Și atunci vreau să o țin la distanță. Și atunci în momentul în care poate mă îndrăgostesc, vreau să fiu cu cineva și din punct de vedere rațional și afectiv, vreau să fiu cu persoana respectivă, dar creierul meu, în momentul în care eu mă apropii de acea persoană, el simte acest lucru ca fiind un pericol, și atunci încep să nu mai răspund la telefoane, să mă autosabotez, poate să creez certuri inconștient, adică pur și simplu creez niște dinamici fără să-mi dau seama de ce, astfel încât eu să îndepărtez acea persoană de mine. Și, de obicei, stilul acesta de atașament anxios ajunge să fie. Cu cineva care are acest stil de atașament uh, evitant, astfel încât împreună să poată să fie oglindă unul pentru celălalt și să ajungă la un stil de atașament uh, sigur. Pentru că doar atașamentul sigur este cel care poate să vindece okay. și anxietatea, dar și zona aceasta evitantă. Cum anume uh, se vindecă ei împreună? Prin iubire. Deci, iubirea e cea mai înaltă frecvență vibrațională din acest univers. Iubirea este cea care lipește și vindecă absolut orice dinamică. Noi de multe ori credem că iubim, dar de fapt, noi nu iubim acea persoană, pur și simplu suntem atașați de acea persoană prin prisma filtrelor noastre, prin care am înțeles relațiile. Uh -huh. Și de aici ne întoarcem la relația cu, cu părinții și prin iubire. Momentul în care, efectiv, reușești să transcezi aceste comportamente și să simți iubirea. Deci iubirea este de fapt o frecvență vibrațională. Nu este o acțiune, fac asta pentru mine, tu faci cealaltă. Aici vorbim despre atașament, vorbim despre lucruri la nivelul minții. Okay. Deci sufletul ne vorbește în vibrații, în emoții și aici vorbim despre iubire, recunoștință. Mintea este cea care poate să perceapă, ai făcut asta, ai făcut cealaltă și aici sunt aceste stiluri de atașament, cu toții le avem. Și atunci avem nevoie să facem un echilibru între ceea ce simțim, iubirea, recunoștința, acea, această frecvență vibrațională care ne aduce împreună și, de fapt, totul are la bază iubirea. Adică, și prin faptul că eu, să spun, mă întorc un pic la transgenerațional, iau comportamentul cuiva din spate, eu, la nivel celular, de ADN, eu simt acea, a, acea durere pe care a trăit o persoană aia și din iubire, aleg să o duc și eu, ca să nu mai fie singur. Și ca să poți să rezolv, mă gândesc, ca să nu da, departe. Da, sunt da. înțeleg că asta da. e diferența majoră dintre iubire și atașament? să. Da, iubirea nu se termină niciodată. Iubirea nu are un început, nu are un sfârșit. Nu pot să spun că sunt cu o persoană că o iubesc și după nu te mai iubesc. Nu, de fapt, eu am avut un atașament față de tine, am, fost at am, avut, am văzut iubirea prin acest filtru și acum nu mai văd. Dar iubirea, ea este o stare care continuă și nu are un început sau un sfârșit. Și este din plin pentru toată lumea. Și există oare uh, în interiorul iubirii, când mă gândesc la iubire în felul ăsta, mă gândesc la iubire necondiționată. Da. Uh, Iubirea condiționată să fie oare atașament? Exact, iubirea condiționată este atașament. Și asta te învață efectiv relația cu familia, iubirea necondiționată, adică să înveți să iubești un om așa cum este el, și să nu vrei să-l să mai schimbi. De fapt, asta este cel mai mare dar pe care poți să-l faci unei persoane, să ajungi să-l accepti exact așa cum este el, și să-l iubești exact așa cum este el. Și asta face relația ta cu părinții tăi. Pentru că indiferent de ce vor face ei, chit că îți place, chit că nu ți place, tu tot îi vei iubi întotdeauna. Chit că nu mai vorbești un an, doi, trei, și e foarte sănătos de multe ori să punem anumite granițe ca să ne vindecăm și să uh, intrăm așa mai mult în puterea noastră, dar întotdeauna relația ta cu părinții tăi va fi una în care, indiferent de ce face acea persoană, la un moment dat îl vei accepta, pentru că îți vei dori conexiunea emoțională cu omul acela mai mult decât dorința ta de a-l judeca. Și cred că asta e și relația dintre părinte și copil, dar și dintre copil și părinte. Și oare poate să existe relația asta între uh, două persoane care inițial erau străine? Pentru că atunci când vorbesc de părinte-copil, mi se pare oarecum uh, intuitiv, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar o să zic intuitiv să iubești necondiționat Pentru că este prima persoană cu care te-ai născut Adică prima persoană pe care ai văzut-o vreodată tu ca și copil Este prima persoană de la care ai învățat ceva Este prima persoană cu care ai avut prima ta experiență în viață Și oarecum părintele pentru foarte mult timp reprezintă cel în centrul universului pentru tine Nu există nimeni altcineva După aia poate fi bunicii, vecinii, profesorii, verișorii etc. Dar până la momentul în care tu ajungi la 15 ani, 16, 17, 18, 19, 20, când ai tu prima relație, pentru tine deja o altă persoană reprezintă doar atât, o altă persoană. Uh -huh. Pe când părintele, la început, era singura persoană, era singurul om pe care l-ai văzut vreodată. Și sunt curios dacă poți ajunge vreodată la nivelul acesta de iubire necondiționată cu o altă persoană sau dacă pur și simplu atașamentul nostru pe parcurs se transformă în, nu știu, respect, uh -huh. loialitate, înțelegere? Da, putem ajunge, putem ajunge. Uh, foarte interesant acest parcurs pe care l-ai menționat. Într-adevăr, relația cu părinții, în momentul în care noi ne naștem, este centrul Universului nostru. Și dacă sunt anumite lucruri care ne dor, ele, de fapt, sunt create de niște oameni, respectiv părinții noștri, care ajung în interiorul nostru la un nivel foarte profund de asta aceste răni vor ieși la suprafață doar în relația cu persoanele care ne vin pe același nivel de profunzime okay. deci dacă relația de iubire eu am perceput-o pe relația cu părinții ca fiind suferință atunci în creierul meu s-au creat niște sinapse, iubirea înseamnă durere, iubirea mm. înseamnă și asta așa voi vedea eu iubirea, doar așa pot pot să, să pur și simplu să o văd, iubirea care e într-un alt fel eu nu pot să văd pentru că nu am sinapsele create astfel nu sunt familiare, nu, nu, am puterea, nu am puterea de a percepe prin prisma sinapselor creierului meu. Și în momentul în care eu intru în relație cu cineva, în acel moment ies la suprafață toate acele dinamici din subconștient, toate acele lucruri toxice, toate acele lucruri care trebuie și este necesar să fie văzute, că de asta am venit la nivel de suflet aici. Și atunci, Uh, vor fi la început relații care vor veni și vor scoate tot ce este mai rău din tine, astfel încât tu să vezi acel rău, care poate în totalitate nu este al tău la nivel de corp fizic, dar este al tău la nivel de suflet. Întotdeauna va fi al tău la nivel de suflet. Și în momentul în care tu, printr-o relație cu tine, sau că noi așa evoluăm, ori prin relația cu mine, ori prin relația cu altcineva. Okay, da. Și ceea ce fac eu cu mine, pot să văd cumva rezultatul a ceea ce fac eu cu mine prin oglinda din jurul meu care este orice persoană cu care eu mă, mă întâlnesc. Și cu fiecare relație și prin fiecare relație care vine în viața mea eu evoluez, eu mai eliberez din această karmă, din aceste dureri pe care eu le am, aceste tipare. Pur și simplu reușesc de la o relație la o relație să le eliberez până în momentul în care eu mă golesc de acele lucruri. Și atunci, în, rela în relația mea cu persoana de lângă mine, atunci dinamica se schimbă. Ori trăiesc toate aceste dinamici cu aceeași persoană, dar persoana de lângă mine e nevoie să fie și ea la fel de conștientă mm -hmm. de dinamicile sale și să poată să înțeleagă și să vadă dincolo de acele dinamici, să înțeleagă că eu de fapt sau eu nu sunt asta. Că eu sunt, e o parte din mine care e într-un anumit fel, și o altă parte din mine care este iubitoare, care e uh, exact cum și-ar dori să zic, așa cum i-aș dori și eu să fiu, pentru că toți ne dorim să fim Lumina care suntem din interiorul nostru și nu ne plac acele dinamici mai obscure, dar cu toți avem uh, și întuneric și Lumină în interiorul nostru. Și atunci, prin această persoană care vine în fața mea, eu pot să-i liberez. Ori este aceeași persoană care mă sprijină în, în drumul meu și ne ajutăm și evoluăm împreună, dar e necesar ca și persoana să-și dorească acel lucru mm -hmm. și eu și să lucrăm împreună la subconștientul atât al nostru, fiecare pentru el, dar și al relației noastre. Sau dacă nu, vor veni, va veni o altă persoană cu care deja dinamica mea se va schimba. Noi um, chiar avem mai multe suflete pereche. Okay. Asta chiar îmi vine să zic acum, e foarte interesant. Deci, noi avem milioane de suflete pereche în viața asta. Noi decidem la care suflet pereche rămânem. Dacă eu decid că vreau să rămân lângă tine, eu voi rămâne lângă tine atâta timp cât această relație mă ajută să evoluez și mă duce către misiunea sufletului meu, mă sprijină pe misiunea sufletului meu. Momentul în care eu am o misiune de viață, dar prezența ta lângă mine mă limitează, nu mă lasă să ajung să mă îndeplinesc acea chemare din interiorul meu. Pentru că noi de multe ori simțim să facem anumite lucruri, simțim o chemare, știm că e ceva, nu știm exact ce e, dar pe măsură ce faci cât un pas, cât un pas, cât un pas, ajungi acolo și îți dai seama, tu la un moment dat în spate și zici, Doamne, ce călătorie a fost. Și dacă sufletul de lângă tine te sprijină pe drumul tău și el evoluează și tu evoluezi și reușiți să găsiți o, o cale comună de a evolua fiecare și de a vă face fiecare misiunea împreună pentru care ați venit în viața asta, pentru că, repet, sufletul este cel care creează tot. Asta este o, n-aș putea să spun neapărat o iluzie, dar e, o, să spunem, o haină închiriată pentru o anumită perioadă de timp. Și dacă sufletul meu cu sufletul tău fiecare evoluează, noi vom rămâne împreună și vom avea o călătorie frumoasă. În momentul în care sufletul tău vine peste sufletul meu și nu mă mai lasă să mă îndeplinesc anumite lucruri, pot să apară diferite probleme de sănătate, boli, situații care te împing cumva să te rup de acea persoană. Cum vă comunică cu tine, încearcă da. să-ți transmită mesaje. Da, 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 da. Și asta e și partea asta de astre, practic. Ele, de fapt, sunt doar un instrument care vin să ne ajute să ne dea o ghidare a vieții noastre. Că de multe ori aud, aoleo, a intrat mercurul retrograd, toată lumea este panicată. Deci, rolul acestor retrogradări dacă tu ești prin mărăcii, este să vină și să te aducă înapoi pe calea ta. Dacă ești cu persoana nepotrivită, pe un mercur retrograd, persoana nepotrivită, la ce mă refer? Fiecare persoană care vine în viața noastră este potrivită pentru că ne arată niște lucruri care sunt acolo în interiorul nostru. Dar dacă persoana nu mai este potrivită cu misiunea sufletului meu pe viitor și aici mă refer nepotrivită, va crea, se vor crea niște situații în, acele perioade, în acea perioadă a retrogradărilor care să mă rupă de persoana respectivă. Deci asta fac toate aceste retrogradări, lucrurile pe care tu nu le faci de bunăvoie și nesili de nimeni, dar tu le simți, dar te complaci din frică, din anumite limite pe care tu ți le pui singur, Umoditate. da? atunci vine viața și te duce. Pentru că, și nici nu aș putea spune că vine viața, E sufletul tău cel care creează că de asta a venit aici, ca să-și îndeplinească aspectul la noi, noi ce ne dorim, de fapt, e să ne întoarcem înapoi în sursă. Păi mă gândesc că în momentul în care sufletul vine cu această karmă pe care trebuie să o rezolve, alegând familia uh, care el consideră că este cea mai potrivită care poate să ne creeze experiențele de care avem nevoie, el oarecum știe cum sunt părinții și știe oarecum ce fel de stil de ajutament o să creeze în interiorul nostru, iar mai departe Cumva, înțelege că avem probabil nevoie de acea persoană nepotrivită de care spui și tu, mm -hmm. tocmai ca să înceapă să decodifice, probabil în sens invers, adică să ne arate, a, uite, de fapt eu am stilul ăsta de atașament. a, și probabil, uite, am stilul ăsta de atașament, tocmai pentru că am avut relația asta cu părinții, adică cumva să ne ducă, cum să zic eu, cu pași mici înapoi, dar cu spatele, ca să putem să înțelegem că am venit. Uh, pe pământ cu acea misiune pentru că mă gândesc dau înapoi, văd ok, am avut relația asta cu mama mea, în interiorul meu au creat probabil niște, fraume, niște traume, frici, le rezolv și după ce fac chestia asta cumva simt că fac curățenie în viața mea, probabil încă simt că băi, uite, cu toate că simt că am făcut curățenia asta și am devenit conștient de toate lucrurile care m-au condiționat de la momentul nașterii până în momentul de față, Înseamnă că probabil dacă eu încă simt niște lucruri, înseamnă că încă mai e ceva dar înainte de momentul nașterii. Uh -huh. Și cumva mă gândesc că fix ăsta este un parcurs prin care noi putem să trecem ca să ajungem uh, să înțelegem ce s-a întâmplat înainte. Curiozitatea mea este, în momentul de față, poți pe cum propriu să înțelegi uh, care sunt evenimentele care te afectează dinaintea nașterii cum au fost în cazul tău, de exemplu, experiența bunicului tău care a fost prizonier în cele două războaie mondiale și dacă nu poți pe cont propriu, cum ai putea să o faci totuși? în teoretic sunt două întrebări. Da, da. Poți să faci pe cont propriu, dar ca la orice drum. dacă vreau să ajung la o anumită destinație, pot să iau avionul, pot să iau trenul, pot să merg pe jos, vor să aleg să nu merg și atunci să mă doară. Deci poți pe cont propriu, doar că depinde de tine cât de repede, să zic așa, vrei să ajungi să înțelegi acele lucruri. Acum, noi am evoluat foarte mult, există atât de multe metode care vin să ne sprijine și să ne facă să înțelegem aceste lucruri. Și atunci, da, poți singur, eu personal am făcut singură lucrurile astea, dar le-am făcut și pentru că făceau parte din misiunea Sufletului meu și am avut tot timpul. Ceva în interiorul meu care m-a condus. Mai sunt și alte persoane care au aceste abilități tocmai pentru că este rolul lor să le pună în slujba oamenilor. Și noi aici, în această viață, venim ca să ne punem în slujba oamenilor. Fiecare prin ceva. Okay. Eu prin ceea ce fac, tu, Cristian, la fel prin ceea ce faci. Fiecare, cumva, avem de plătit, să zic așa, un tribut vieții. Adică ne aducem contribuția vieții pentru că astfel evoluăm și noi și viața evoluează prin noi, pentru că noi suntem tot una cu viața. Separarea asta pe care noi o vedem este doar aici, la nivel fizic, dar nici măcar la nivel mental și la nivel sufletesc, de fapt nu există separare. Avem același câmp morfogenetic în care și la care suntem cu toții conectați. Ok, și să uh, că rătoria asta pe cum propriu s-ar putea traduce în, nu uh, știu, uh... A luarea informații din anumite cărți, da. vorbit cu anumite persoane. De exemplu, dacă eu aș vrea să fac asta, sănătate, dacă eu aș vrea să fac asta pe scurtător, adică să vin cu avionul către a-mi afla lucrurile astea, uh -huh. cu cine trebuie să vorbesc sau care sunt cei la care pot să apelez? Da, păi, uite, poți să cauți persoane care lucrează în domeniul ăsta energetic, pentru că la baza tot ceea ce există, este energia. Chiar și acest pahar e format din atom care vibrează pe anumite frecvențe energetice, la fel și noi. Deci asta e ceea ce stă la baza întregii vieți. Și atunci persoane care se ocupă în zona asta energetică, poți să mergi la astrolog, poți să mergi la oricine simți tu, acum eu spun despre mine personal, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult această metodă în continuu mă formez și chiar acum lucrez pentru a deveni constelator karmic. Okay. Adică să învăț efectiv să, cum să ajut persoanele să se libereze de această karmă. Pentru că, contrar a multor persoane, eu cred că avem și acest liber arbitru. Adică nu cred că avem doar un destin care este predefinit și suntem victimele karmei. Și atunci, dacă sunt victima karmei, pentru ce am mai venit aici să evoluez? Mm -hmm. Ca să fiu în același care loc care nu se termină? Nu, nu, eu tot timpul am simțit că e ceva mai mult decât atât și am găsit și persoane care cred la fel ca mine, am ajuns să, să fac cursuri în Israel, în America, mă duc la oameni care simt că au aceeași viziune, care mă inspiră și care sunt tot așa mai trimești, de la care pot să învăț uh, niște lucruri. Și da, sunt persoane chiar și în România, doamne, foarte multe, adică sunt atât de multe metode terapeutice care pot să te ajute, de la constelații familiale, Îți spun și ce am făcut eu și pe mine personal, ce m-a ajutat foarte mult, channeling-ul. Ce înseamnă channeling? Deci, um, channeling-ul te învață cum să te conectezi la energia divină. Ok. Noi facem channeling tot timpul. Acea idee care ți-a venit ție și ai început să scrii și crezi că este a ta, mm -hmm. de fapt nu este a ta, ți-a venit din sursă, tu te-ai conectat și a curs prin tine. Uite, și tu ai descris la începutul episodului fix sentimentul ăsta, de fapt niciodată n-am simțit că sunt ideile mele am simțit doar că sunt un instrument prin intermediul căruia sunt date aici ideile, dar și de când, de când accept mult mai ușor chestia asta, mi se pare că vin și mult mai ușor ideile. Da, da, și nu mai e frica aia, că nu e vorba despre tine, adică e altceva care curge prin tine și face toată treaba și tu ești un instrument și vă ne de mulțumesc. Deci, noi oricum facem channeling inconștient de cele mai multe ori. channeling conștient, ce te face să te conectezi tu când vrei la această sursă, și să poți să-ți aduci ideile de care ai nevoie în orice moment. Adică să nu mai aștepți cumva ceva din exteriorul tău care cumva te face și crezi tu că e o circunstanță din exteriorul tău care ți-a dus acea idee. Nu. De fapt, ești tu care te conectezi la divinitate. Deci mm -hmm. asta face channeling-ul. Te face să te conectezi mult mai mult la sufletul tău. Ai menționat la începutul episodului ceva de o... Sper să nu zic o prostie, Harta astrologică, mm -hmm. să se numește, ok. Ce este o hartă astrologică și cum ne folosești de ea? Încep să intru în curiozitatele mele acum. <laughs> da, harta astrologică este harta momentului nașterii tale și, practic, este poza cerului în momentul în care tu te-ai născut. Ok. Și aici tu poți să vezi toate aceste planete, cum au fost așezate pe bolta cerească fiecare planetă, are anumite vibrații specifice. Exemplu, soarele pe bolta cerească ne aduce căldură, lumină. E fiind foarte aproape, îl simțim aici, ne, ne influențează destul de tare. Okay. Și soarele asta este fix zodia ta. Asta este soarele, de fapt, într-o hartă astrologică. Oh, okay. Deci tu când spui că ești o zodie, de fapt este poziția soarelui. Ok, poți să le în raport cu... Cu constelația zodiacală în care tu te-ai născut. Fiecare, fiecare zodie, de fapt, reprezintă o constelație, uh -huh. o așezare a stelelor pe cer. A, deci asta întreb la ce oră te-ai născut. Da, Când da, așezasă, da, da, okay. da, pentru a vedea soarele efectiv cum era așezat în raport cu constelația ta și cu constelația și cu întregul cer, uh -huh. practic. Și în funcție de unde era soarele în momentul de față, în ce... Da, acolo este zodia ta. Ok. Dar noi nu avem doar asta. Avem toate planetele din sistemul solar, care fiecare vine și ne influențează într-un anumit fel. Sunt așezate într-un anumit fel pe cer, și această hartă astrologică îți arată cum sunt așezate, și fiecare dintre aceste planete vin și te afectează într-un anumit fel. Au, au cumva o, exact mai sunt înainte o frecvență? O frecvență, o vibrație, o... O vibrație okay. da. Ok, și în funcție de cum erau așezate, altele poate. Avea un impact mai mare, altele un impact mai mic. Da, da. Creează anumite unde magnetice asupra Pământului și asta tot timpul, adică nu doar în momentul nașterii. Chiar și acum, în timp ce vorbim, aceste unde magnetice funcționează, da. Și să zic că toate persoanele care erau născute în același moment cu mine, cumva avem aceeași hartă și. Da, da, da. Ce diferă e karma, oarecum. Nu există două persoane care să aibă aceeași hartă exactă pentru că tu te-ai născut într-un loc pe glob. Ah, okay. altcineva s-a născut într-un alt loc mm -hmm. pe glob și asta uh, face diferența. Deci o hartă ca a ta, uh, cineva cu harta ta se va mai naște doar peste 25.000 de ani. Deci exact la fel. Când se face tot ciclul nu? toate Da, zodii, da, da, ta, da prin deci asta. exact doar atunci. Deci peste 25.000 de de ani se va mai naște cineva exact cu harta Care ta. Care să fie în aceeași poziție ca mine da, 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 zi, Da, okay. da, 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 da. Și practic această hartă este um, mă duce foarte mult cu gândul către acele ursitoare, care la botez vin și fiecare îți aduce ceva, eu îți dau înțelepciune, eu îți dau bucurie, eu îți dau fiecare, deci aceste planete și raporturile dintre ele vin și îți creează ție anumite frecvențe în viața ta e ca o frecvență și o amprentă energetică a ta personală deci în momentul în care eu, eu am luat prima mea gură de aer, toate Energia planetară care a existat în acel moment s-a impregnat în câmpul meu energetic. Amprenta. Amprenta. Amprentă este okay. exact amprenta mea de la naștere. Ok. Și asta devine vibrația mea primară. Și eu, toată viața mea, oriunde mă voi duce, eu voi avea această amprentă energetică. Uh -huh. Și între pătrunderea vibrației mele personale energetice de la naștere cu vibrația planetară care este într-o continuă mișcare, este ceea ce creează lucrurile în viața mea. Deci, poți să renunți la influența pe care o au părinții tăi asupra ta Prin modul în care te-au educat, te-au crescut, nu știu Poți să renunți la acel bagaj karmic Dar să înțeleg că nu poți să renunți la amprenta asta uh, Care se formează în interiorul tău O amprentă, cum mai numit-o? Am... Amprentă energetică Ampre... da. Nu poți să renunți da. la amprenta da. Deci cumva cine ești tu cu adevărat Este cuprinsă în această amprentă energetică Într-un fel sau Da, oarecum da Deci există această amprentă Care Vine și se sincronizează perfect cu misiunea Sufletului, cu familia dinamici, deci totul este aliniat într-un mod perfect. De ține doar de corpul fizic, din ce înțeleg, oare. mă rog, nu de corpul fizic, ci de excursia asta pe Pământ. Da, adică da, nu are legătură da, neapărat da, cu Sufletul. Da, da, e vorba exact despre această excursie pe, pe Pământ pe care ne arată această amprentă energetică. Partea bună este că această amprentă energetică ne oferă prilejul. Se evoluăm foarte mult în okay. cadrul acestei amprente energetice. Noi cumva am folosit zodiile, în cazul de față sunt și alte instrumente, eu cu asta am rezonat cel mai mult, e ca acea subtitrare a vieții tale. Uh -huh. Deci zodia, de fapt, este o subtitrare a abilităților tale, a calităților tale, nu doar zodia, ci întreaga ta harta astrologică. Ați este o, o subtitrare. Deci ești înclinat, probabil. Da, ai anumite abilități care se văd foarte concret anumite blocaje. Chiar și dinamici, din relațiile tale, și la fiecare zodie există o frecvență joasă și o frecvență înaltă. Avem un, un câmp energetic ca un sistem de referință pe care noi acționăm și noi putem să mergem către vibrația înaltă a zodiei sau putem să alegem să mergem către, să stăm pe vibrația joasă. Dacă vom sta pe frecvența acea joasă, se întâmplă lucruri pe acea frecvență. Dacă noi ne ducem spre acea frecvență -a înaltă, a. care um, aceste zodii de fapt vin și nu -ți sunt străine. Adică toate aceste mesaje energetice sunt în acord cu dorințele tale. Uh -huh. De exemplu, eu personal nu mi-am dorit niciodată să fiu chirurg. Okay. Pentru că nu are nicio legătură cu misiunea sufletului meu. Dar, în schimb, toate dorințele mele, tot ceea ce eu îmi imaginez, de fapt, sunt potențiale versiune ale mele din viitor. Okay. Pentru că altfel nu ar fi existat în câmpurile mele, dacă nu era să fie pentru mine, și nu ar putea să fie pentru mine, nu Persimul ar fi existat. Da, da. Da. Okay. da, da. Mi se pare super tare pentru că uh, și asta oarecum legat de tot ce am discutat până acum, noi ca oameni ajungem să fim uh, foarte pierduți, cel puțin în ultima vreme simt că din ce în ce mai mult. Și asta din cauza faptului că nu ne luăm niciodată timpul de a înțelege cine suntem noi cu adevărat. Și Uh, informații precum uh, această amprentă energetică, hartă astrală, lucruri care țin efectiv de esența noastră și de călătoria noastră pe Pământ, sunt prea rar luate în considerare de masele de oameni. Uh, țin minte că îmi postea mătușa mea că înainte, uh, în momentul în care se năștea un copil <coughs> într-un trib, era dus la vraci sau la înțeleptul tribului care îi decodifica această amprentă energetică, această harta astrală, îi spunea că ce are înclinații și îi spunea oarecum ca în care ar fi destinul lui în funcție de lucrurile astea. Iar în momentul acela, familia copilului era preocupată să susțină copilul pe tot parcursul vieții lui sau pe tot parcursul copilăriei lui în a-l direcționa către direcția către el ar trebui să meargă, știi, în mod instinctiv. Lucru care acum nu se mai întâmplă. Te-ai născut, te-ai dus la grădiniță, te-ai dus la școală, ți-au zis părinții ce facultate să faci, te simți blocat și încorțetat la uh, Academia de Poliție când simți că nu ești unde trebuie, cum și eu am fost la, la drept. Cu toți ne găsim, adică nu e o coincidență că și tu și eu am ajuns amândoi să facem o facultate și la final, după ce am terminat, o să zicem, băi, da' nu de mine. Uh, sunt foarte mulți oameni în poziția asta și uite că există resurse, există, există foarte multe lucruri pe care le putem face pentru a înțelege care era de fapt direcția în care trebuia să mergem, pentru că nu cred că dacă n-am aflat-o la 2 la, la, ani, un an când eram în copilărie și n-am început de atunci să facem ceva, că nu mai putem să aflăm acum și nu putem tot. Putem, în continuare să mergem acolo, din ce înțeleg, oricum până la. Uh, 27, 28, 30 de ani trebuie să ne ducem la bun sfârșit karma și dacă ne-am dus-o oricum probabil că a început o nouă karma, trebuie să o ducem pe aia până la capăt adică șanse există uh, aș vrea să știu dacă ar exista cineva într-o poziție în care erai tu atunci când ai terminat uh, sau când erai la Academia de Poți simțeai acea încorsetare și uh, auzei cum toată lumea spune în jurul tău că tu nu poți, că nu ai nicio șansă să nu cânt, să nu aia, să nu aia dar tu simțeai că e ceva acolo pentru tine care ar fi mesajul tău pentru acea variantă, Te E foarte interesant ce îmi spui, pentru că mi se întâmplă de multe ori să trec prin locuri în care am amintiri cu mine, chiar suferind sau având anumite situații de viață foarte dificile, și eu, cea de astăzi, îi trimit fetei din trecut exact asta. O să poți, o să reușești, o să fii și o să ajungi exact acolo unde-ți dorești. Și eu cred că toate acele voci pe care eu le auzeam atunci, de fapt, eram eu cea de astăzi. Deci, chiar cred lucrul ăsta, și toată vocea mea interioară și lucrurile care mă cheamă către ele, sunt versiuni ale mele din viitor care mă cheamă, pentru că timpul, de fapt, doar noi, prin prisma aceasta umană, îl vedem ca fiind aici, în prezent. Timpul este un prezent continuu. Nu există început, nu există sfârșit. Noi, prin această înfățișare și această experiență umană, îl percepem ca fiind trecut, prezent și viitor. Asta mă duce cu gândul la Interstellar. Acolo da. e de ceva. Deci eu tot timpul zic că cel mai ușor să ascunzi un lucru este să-l pui la vedere. Și aici vedem și filmele și bazmele și... Deci asta chiar susțin. Cel mai ușor să ascunzi un lucru este să-l pui la vedere și atunci, cumva suntem făcuți să ne reamintim prin toate aceste filme care vin și ne și ne inspiră. Uh, cred că se era uh, Era o orecum povestioară Sper să nu o spun greșit Dar uh, exact așa era uh, Mesajul final uh, Cred că era vorba de Dumnezeu Care încerca să ascundă sufletul omului uh, Și să, încer să, încerca să, să încerce să-l ascundă de om uh, Tocmai ca să nu uh, Să nu-l găsească Sau credința, nu știu Era una dintre cele două și vorbea cu îngerii și se consulta cu ei și unde să-l ascundă. Și cineva spune că ascunde-l pe cel mai înalt vârf al, al munților pentru că nu o să-l caute niciodată acolo. Și Dumnezeu zice nu, că cred că o să-l găsească acolo. Alt înger spune că ascunde-l în cel mai, cel mai adânc punct al mării pentru că nu o să-l găsească niciodată acolo. Și Dumnezeu spune că nu, nu, că o să-l caute și acolo. Și până urmă, se gândește puțin și spune O să ascund în inima lui pentru că nu se caute niciodată acolo Și exact așa, pusă la vedere Avem toate resursele de care avem nevoie ca să ne regăsim Să ne dăm seama care este adevăratul scop al vieții noastre Să ne dăm seama în ce direcție să mergem Să ne dăm seama de ce ne întâlnim cu anumite persoane Care nu sunt potrivite pentru noi Că putem să învățăm ceva de la ele de ce poate relația cu părinții n-a fost una potrivită, că trebuia să ne ducem această karmă la bun sfârșit, să înțelegem că tot ce se întâmplă este doar viața care încearcă să comunice cu noi și care ne ajută să decodificăm mesajul pe care deja sufletul nostru nu are ca să ajungem să-l învățăm și sufletul nostru să meargă mai departe. Anca, mi se pare că am învățat foarte multe lucruri astăzi cu tine și îți mulțumesc din suflet pentru răbdare, pentru claritatea cu care ai explicat, pentru faptul că ai dat foarte multe detalii acolo unde a fost nevoie și pentru că ai fost Exact așa cum ești cu adevărat Îți mulțumesc frumos că ai luat parte la acest episod Și sper să ne mai vedem tot așa la, la podcast în viitorul apropiat Îți mulțumesc foarte mult, Cristian Și simt nevoia să mai spun un singur lucru O idee care mi-a venit Dar... și tot face ting-ting așa în, în mintea mea Că spuneai că ne sunt, nu ne sunt atât de cunoscute toate aceste resurse pe care noi le avem și de ce? Pentru că toate aceste resurse vin și îți arată puterea din interiorul tău Noi am trecut prin comunism, am trecut prin niște sisteme care um, Toate ideile astea ale noastre, că tu ai puterea să faci, devină propriul stăpân al vieții tale Cumva erau în contradicție cu toate aceste lucruri Și chiar la noi în țară, pe durata comunismului, psihologia a fost interzisă Ok, oh, nu no, știam no, 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 no. Deci nu a existat deci psihologia a fost interzisă. Și atunci eu cel puțin când eram în copilărie nici măcar nu știam că există această ramură, să zic, a vieții în care ne explică relațiile interumane. Asta am vrut să mai spun și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost o real o realmente plăcere să fim împreună și să avem această discuție și îți mulțumesc tare Un Cu mare, mare drag. unde te poți găsi urmăritorii noștri în cazul în care cei care sunt acasă vor să ia legătura cu tine sau pur și simplu să urmărească ceea ce faci tu în mediul online? Cu mare drag îi aștept pe pagina mea de Instagram, astromagia.ro, precum și pe site-ul meu, pe tot așa, astromagia.ro. Ok, astromagia.ro, super tare. Îți mulțumesc mult Anca și îți mulțumesc mult ție că ai ajuns până aici, sper că ai preluat de aici toate informațiile de care ai nevoie ca să duci mai departe karma pe care trebuie să, să o închei, ca să afli care este misiunea ta, ca să înțelegi cine ești tu cu adevărat și încotro trebuie să te îndrepti care sunt lecțiile pe care trebuie să le înveți ca să ajungi la următorul tău nivel în această călătorie. Îți mulțumesc mult că ai urmărit ca de fiecare dată, dacă ai întrebări lasă-le în secțiunea de comentarii și nu uita, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să ți-o dovedești. Salutare!